Bună seara, vă spun din nou la emisiunea Teologia în Actualitate. În aceste zile am sărbătorit Rusalile. Rusalile care este o sărbătoare legată de persoana Duhului Sfânt, de pogorârea Duhului Sfânt, o sărbătoare care ne animă pe noi toți creștinii să ne amintim din nou de cea de-a treia persoană a Dumnezeirii și anume Duhul Sfânt. În seara aceasta aș vrea să discutăm o temă care pune în relație persoana Duhului Sfânt, lucrarea Lui cu Biserica. Pentru că la Rusalii nu s-a pogorât doar Duhul Sfânt, ci este și ziua în care Biserica s-a născut. În seara aceasta, împreună cu mine, este Daniel Bâra, pastor în Birmingham, Anglia, și spun bună seara, bine ai venit la această întâlnire. Bună seara, bine v-am găsit! Mulțumesc tare mult pentru invitația de a participa la emisiunea dumneavoastră și mă simt onorat să putem discuta pe această temă. Daniel Bâra este pastor în Biserica Română, dar este pastor și în Biserica George Road Baptist Church, o biserică de englez, astfel că discuția pe tema bisericii cred că este foarte potrivită cu un pastor cum este Daniel Bâra, înțelegând că Dumnezeu lucrează atât prin Biserica Română, cât și prin alte biserici. Biserica este multiculturală, multietnică și mă bucur în seara aceasta că putem să fim în dialog. Dacă vrei să ne spui doar câteva cuvinte despre tine și despre lucrarea pe care o faci acolo în Anglia. Sigur. Am slujit mulți ani în Constanța, în comunitatea baptistă de Constanța, în diferite locații și 4 ani de zile în Biserica Golgota, împreună cu dumneavoastră de altfel. În 2012 Dumnezeu m-a chemat într-un mod special, inedit, să las în urmă o viață de confort în care am fost bine ancorat atât în slujire cât și în viața privată și împreună cu familia mea să ne mutăm în Birmingham, unde am pornit o lucrare de la zero. Nu exista o biserică românească în acest oraș. De altfel, în vremea aceea nu erau decât biserici evanghelice în Londra și foarte puține inițiative sau bisericuțe foarte mici, în general de frați romi, în restul Angliei. Așadar, am venit cu familia, am pornit o lucrare de la zero aici în oraș, Dumnezeu a binecuvântat, biserica a crescut și între timp, așa cum aminteați, am fost invitat de către o biserică englezească în 2018, am preluat rolul de pastor senior în această biserică, Biserica Baptistă de pe strada George Road din nordul orașului și împreună colaborăm foarte bine. Sunt cu piciorul în ambele biserici, slujesc atât biserica de români cât și cea englezească. Iar mai nou Dumnezeu ne-a dat o viziune de a ne uni, de a fuziona și în curând se va întâmpla și lucrul acesta în mod formal. Sunt aici așezat cu familia, prieteni câțiva din Constanța și Domnul a făcut ca prin noi, nu doar biserica Emmaus din Birmingham să crească și să poți sluji biserica englezească, dar să plantăm și alte biserici în Anglia. Vom vorbi despre asta ceva mai târziu. Înainte de a vorbi despre biserică, să plecăm de la câteva afirmații doctrinare cu privire la persoana Duhului Sfânt. Ce știm despre Duhul Sfânt? Cu siguranță zilele acestea în mai toate bisericile s-a vorbit despre lucrarea Duhului Sfânt, despre persoana Duhului Sfânt, dar care sunt câteva afirmații doctrinare fundamentale despre persoana Duhului Sfânt? Da, voi încerca să fiu succint, deși tema aceasta este foarte vastă, dar fundamental trebuie să întărim faptul că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este a treia persoană din Sfânta Treime sau Trinitate, cum îmi place mie să spun. Nu este doar o putere, o forță, o influență, așa cum susțin unii, ci este o persoană. Împărtășește aceeași esență, natură, ființă cu Tatăl și Fiul. Este coegal și coetern cu aceștia. El posedă toate caracteristicile unei persoane. În Sfânta Scriptură vedem cum sunt referire la faptul că are sentimente, rațiune, voință. Atunci când Domnul Iisus Hristos în special vorbește despre Duhul Sfânt,
În Ioan 14 și Ioan 16, folosirea prenumelor personale indică foarte clar asupra faptului că acesta este o persoană. Când vine vorba despre rolul său, atunci când spune vă voi trimite un alt mângâietor în Ioan 14 cu 16, iarăși face referire la faptul că este o persoană. Iar în limba greacă, ceea ce la noi este tradus alt, un alt mângâietor, sunt doi termeni. Termenul folosit aici este alos, nu heteros, ceea ce înseamnă că este un alt mângâietor care împărtășește exact aceeași natură, un altul ca mine. Apoi, mângâietor, ideea de rol, paracletosul, de care mulți știm, un cuvânt compus, para și kaleo, cineva chemat să vină aproape de tine, să te susțină. Este tradus cu mângâietor, consilier, avocat, însă rolul lui este acela de a veni, de a ne susține în viața de credință, în lucrarea bisericii, în slujire și așa mai departe. Un rol major pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îl are pe pământ, după ce s-a coborât în ziua Rusaliilor, așa cum spunem noi, în ziua Cinzecimii, este acela de a continua lucrarea Domnului Iisus Hristos pe pământ. Domnul Iisus face foarte clar lucrul acesta în discuția pe care o are cu ucenicii săi în Ioan 14 și apoi și Ioan 16. Duhul Sfânt nu are o lucrare, o agendă distinctă, separată de aceea a Fiului, ci rolul său este acela de a continua lucrarea Domnului Iisus Hristos pe pământ. Va lua din ce este al său, da? Și va duce mai departe. De asemenea, rolul Duhului Sfânt este acela de a glorifica, de a-L proslăvi, de a-L înălța pe Domnul Iisus Hristos prin noi, credincioșii, și prin biserica sa. Aici este important de subliniat umilința Duhului Sfânt. Sunt anumite grupă religioase, să spunem, care pun foarte mult accent pe manifestarea Duhului Sfânt și fac din Duhul Sfânt totul. Interesant să vedem că din Scriptură învățăm cum Duhul Sfânt al lui Dumnezeu face din Domnul Iisus totul. El este umil, indică spre El, are forță, are putere, are influență, însă rolul său este acela de a-L înălța pe Hristos. Un alt argument al faptului că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este o persoană și nu este doar o putere sau o influență, vedem, de exemplu, în scrierile lui Pavel, în Efeseni capitolul 4, versetul 30, spune: nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Nu poți întrista o putere, nu poți întrista o influență sau o forță, ci doar o persoană. Aici, da, sigur, putem aluneca într-o dezbatere teologică, dar nu intenționez lucrul acesta, intenționez să păstrăm cât de simplu putem. Dar este în aparență un mic conflict teologic, pentru că noi știm că Dumnezeu este impasibil. Unul din atributele sale este acela de a fi impasibil și lucrul acesta înseamnă că Dumnezeu nu poate să simtă durere sau să sufere. Atunci apare întrebarea, cum poate fi întristat Duhul lui Dumnezeu? În traducerile de limba engleză, nu cauzați durere Duhului Sfânt. Putem explica doar simplu prin faptul că Dumnezeu a ales de bună voie, mai întâi prin condiția de om întrupat în Domnul Iisus Hristos, să simtă cu noi, să se identifice cu noi. Da, Dumnezeu nu simte durere, nu putem să-i cauzăm durere, dar Dumnezeu din dragoste pentru noi alege să se identifice cu noi și în sensul acesta Duhul Sfânt al lui Dumnezeu poate fi întristat. De asemenea, avem referire la faptul că poate fi hulit, poate fi refuzat, poate fi batjocorit. Putem opune rezistență, poate fi mințit. Vedem asta în cazul lui Anania și Safira, când au vândut acel ogor. Deci, clar, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este o persoană, este a treia persoană din Trinitate, împărtășește aceeași natură cu Tatăl și Duhul Sfânt, și Domnul Iisus Hristos sau Fiul. Sunt inseparabili, însă are o misiune specială pe pământ, cea de a continua lucrarea Domnul Iisus Hristos. Îl vedem prezent din Geneza și până în Apocalipsa, pe tot parcursul Scripturii, din creație, este prezent acolo, Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Îl vedem prezent în lucrarea diferitor oameni din Vechiul Testament, în special a profeților,
Duhul Sfânt cobora peste ei, îi inspira. Îl vedem prezent la nașterea Domnului Iisus Hristos și joacă un rol fundamental în sensul acesta. Citim în Luca, atunci când Maria se întreabă cum va putea rămâne însărcinată pentru că ea nu știe de bărbat, îngerul răspunde: Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. Îl vedem prezent la botezul Domnului Iisus Hristos, coborând în chip de porumbel, în ispitirea Domnului Iisus Hristos, timp de 40 de zile în pustie, și pe parcursul întregii lucrări, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este acolo călăuzind pe Fiul lui Dumnezeu. Și de altfel vom vedea puțin mai târziu în discuția noastră cum Fiul lui Dumnezeu, în condiția de om întrupat, a depins 100% de lucrarea Duhului Sfânt în viața sa. Deci am vorbit despre Duhul Sfânt ca persoană, relația Duhului Sfânt cu Domnul Iisus Hristos, care putem să continuăm discuția pe această relație, relația cu credincioșii, într-o mică măsură am explorat lucrul acesta, pentru că tema noastră vrea să meargă mai mult spre biserică, relația cu biserica, biserica ca întreg, și vreau să întreb ce ar lipsi bisericii dacă Duhul Sfânt nu ar lucra în și prin biserică. Care ar fi minusul pe care noi l-am avea? În ce ar consta acest minus? Am să fiu radical în răspuns. Ar lipsi viața și puterea bisericii. Deci cred că fără Duhul Sfânt nu am putea vorbi despre biserică. E ca și cum ai întreba ce ar lipsi unui copil dacă nu ar exista mama. Așa cum făcea copilul. Ar lipsi copilul, ar lipsi viața. Deci Duhul Sfânt și biserica sunt inseparabili. Avem nevoie de Duhul Sfânt pentru a exista ca și biserică, pentru a avea viață în biserică. Deși iarăși este o dezbatere teologie dacă cu adevărat atunci la Rusale a avut loc geneza bisericii sau nu. Eu merg pe poziția aceasta și cred că da, biserica a luat ființă odată cu revărsarea Duhului Sfânt sau venirea lui ca și persoană. Da, poporul lui Dumnezeu a existat înainte, împărăția lui Dumnezeu a existat, dar biserica ca și entitate separată care joacă un rol în împărăția lui Dumnezeu a luat ființă atunci. Deci el a dat naștere bisericii. Apoi Domnul Iisus face de cunoscut ucenicilor și Luca consemnează lucrul acesta în Fapte 1 cu 8 că voi veți primi o putere când va veni el. Deci, nu doar că am avea viață, dar dacă nu-i viață, nu-i nici putere. Biserica ar fi fadă fără lucrarea Duhului Sfânt în și prin ea. Așa cum spuneam mai devreme că Domnul Iisus Hristos în condiția sa de om întrupat, deci trupul Domnului Iisus Hristos, a depins în totalitate de călăuzirea, de puterea Duhului Sfânt în viața sa, la fel putem spune că astăzi biserica, care în sens metaforic este trupul Domnului Iisus Hristos, trebuie să depindă 100% de lucrarea Duhului Sfânt în ea. Da? De asemenea, citim în Scriptură că El este Cel care călăuzește biserica, care dă daruri bisericii, dar vom discuta despre lucrul acesta. Deci ce ar lipsi? Viața și puterea. Deci această relație inseparabilă între Duhul Sfânt și biserică a fost accentuată, este accentuată atât în Cartea Faptele Apostolilor, cât și în Epistole. Nu s-ar fi putut naște biserica, pentru că Dumnezeu în planul său a văzut că mai întâi Duhul Sfânt și la venirea Duhului Sfânt Dumnezeu a găsit cu cale să se nască această biserică. Ai spus despre călăuzire și faptul că Duhul Sfânt are un rol în călăuzirea nu doar a fiecărui credincioș și a bisericii. În ce mod specific are Duhul Sfânt un rol în a da o direcție bisericii? Noi suntem o comunitate prezentă
și o comunitate contextuală, într-un context specific. Avem o scriptură care ne-a spus ce este biserica, ce trebuie să facă biserica, dar cum descoperim direcția lui Dumnezeu pentru situația noastră specifică și care e rolul Duhului Sfânt aici? Da, din nou, sigur. Dumnezeu folosește o serie de factori în a da călăuzire sau a direcționa biserica, iar Duhul Sfânt, fiind parte din Dumnezeu, fiind Dumnezeu însuși, sigur, joacă un rol esențial. Aș spune mai întâi faptul că Duhul Sfânt ne călăuzește folosindu-se de Cuvântul lui Dumnezeu sau dă direcție bisericii folosindu-se de Cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus face foarte clar lucrul acesta în Ioan 16, când spune că El va lua din ce este a Lui și va duce mai departe, iar El ne va aduce aminte de cuvintele Lui, de ceea ce Domnul Iisus Hristos ne-a învățat. Deci noi avem cuvântul, avem Scriptura și pe bună dreptate putem spune că Dumnezeu ne călăuzește prin Scriptură, este cuvântul inspirat de cine? De Duhul Sfânt, inspirat oamenilor. Și această relație iarăși este una simbiotică, ele sunt inseparabile. Duhul Sfânt călăuzește și dă direcție bisericii prin cuvânt, cuvântul studiat, cuvântul proclamat prin predicare. Și am aici, mi-am adus un foarfec pentru a explica așa printr-o simplă ilustrație. Am preluat și eu ilustrația aceasta de la un bun mentor de-al nostru, pentru că amândoi am trecut prin acest program de pregătire la Dallas în urmă cu mulți ani. Și spune dr. Ramesh Richard că ar trebui să privim simbioza sau modul în care Duhul lui Dumnezeu împreună cu Scriptura lucrează împreună, precum cele două lame ale unui foarfec. Noi știm tot ceea ce știm despre Duhul Sfânt al lui Dumnezeu din Scriptură. Nu avem de unde știi din altă parte. Dumnezeu ni s-a revelat și ne-a învățat prin Duhul Sfânt. Dar cine a inspirat Scriptura? A inspirat-o Duhul Sfânt. La fel cum au lucrat împreună în această revelație, care este una reciprocă, Duhul Sfânt a revelat Scriptura și din Scriptură îl descoperim pe Duhul Sfânt, la fel Duhul Sfânt lucrează astăzi și dă direcție bisericii folosindu-se de acest cuvânt pe care El l-a explicat. Apoi este folosită comunitatea. Prin faptul că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu aduce oamenii împreună. Citim de la ziua Rusalilor din Fapte 2, cum atunci când Petru predică, oameni din 15 națiuni au ascultat cuvântul și l-au înțeles fiecare în limba lui. Deci, interesant să vezi cum Duhul Sfânt aduce oameni diversi la oaltă și pe tot parcursul Noului Testament și apoi în istorie și mai ales în lucrarea de astăzi, cel puțin în Birmingham, eu pot experimenta tot mai clar ce înseamnă ca să urmărești direcția pe care Duhul Sfânt o dă în biserică sau bisericii prin modul în care aduce pe oameni împreună, într-o comunitate locală. Și nu-i la întâmplare. De altfel, în paranteză fie spus, fără să alunecăm prea mult în direcția aceasta, așa interpretăm noi, baptiștii, sau cei mai mulți baptiști, botezul cu Duhul Sfânt. Găsim asta în 1 Corinteni 12. Și anume faptul că Duhul Sfânt îi aduce pe oameni, dacă vrei, îi scufundă, îi implementează în trupul bisericii, în trupul Domnului Iisus Hristos. Și o face cu scop. Nu la întâmplare avem oameni din diferite categorii sociale, cu diferite pregătiri intelectuale, oameni din culturi diferite, pentru că în această diversitate, prin această diversitate, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu dă o direcție bisericii. Apoi, prin modul în care vorbește prin oameni și se folosește de ei în slujire, în predicare și așa mai departe. Cred de asemenea că se folosește de conducere. Duhul Sfânt adresează chemarea și ne cheamă în slujiri diferite, lucrează în caracterul nostru, asemănare cu Domnul Iisus Hristos și apoi, sigur, oferă daruri. Citim în Scriptură că Duhul Sfânt este acela care dă daruri. Romani 12, Romani 1 Corinteni 12, iarăși lista aceea a darurilor spirituale, care cred că nu este exhaustivă, dar el dă daruri în vederea slujirii. Da? Și aceste daruri contribuie la direcția bisericii.
n-aș putea să nu vorbesc și despre viziune. Cred că atunci când Dumnezeu dă daruri și viziune, direcție, da? Ai un viitor văzut în prezent. Sunt oameni care sunt mai vizionari, alții mai puțin vizionari aici. Nu vreau să extind subiectul, dar Duhul Sfânt ne descoperă care este direcția și viziunea pe care ne-o dă, de multe ori la nivel personal, apoi este confirmat de comunitate. Aș putea de asemenea spune că Duhul Sfânt se folosește de circumstanțe speciale. Și fără să dezvolt mult aici, mă refer la uși închise, uși deschise și situații prin care trecem și nu sunt la întâmplare. De aceea spun nu mult, pentru că ceva mai târziu am să dau exemple din experiența mea, din lucrarea pe care Dumnezeu o face prin noi aici în Anglia, cum s-a folosit și continuă să se folosească de circumstanțe. Dă direcție în vederea misiunii, de exemplu. Îl vedem pe Pavel, cum își pregătește amănunțit a doua călătorie misionară, intenționat să plece spre Asia, și la un moment dat Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a intervenit și are acel vis în care îl vede pe macedonean chemându-l în Macedonia, în Grecia de astăzi. Da? Deci el ne călăuzește sau dă direcție și în misiunea bisericii. Ar mai fi și alte lucruri de spus, dar cred că e suficient să ne limităm la acestea. Cu siguranță, fără această percepție spirituală venită de la Duhul Sfânt, biserica astăzi nu ar putea să împlinească menirea pe care o are Dumnezeu în lume prin biserica Lui, pentru că așa cum Duhul Sfânt a venit să continue lucrarea lui Hristos, aplicându-o la viața unui credincios, la fel Duhul Sfânt a venit să împuternicească biserica, călăuzindu-o și dându-i resursele necesare pentru a împlini misiunea lui Dumnezeu în lume. Și foarte frumos a fost prezentat modul în care Dumnezeu se implică și lucrează la călăuzirea bisericii în această lume. Direcția este un aspect în care poate pare mai evident lucrarea Duhului Sfânt, deși lucrarea Duhului Sfânt copleșește întreaga ființa bisericii, tot ce face biserica, dar vreau să mă duc și spre un alt domeniu care este evident în Scriptură de o importanță majoră, și anume predicarea. Care e relația dintre Duhul Sfânt și predicare în viața bisericii? Iarăși e o relație extrem de importantă și sigur, ar putea avea loc o predicare fără Duhul Sfânt, dar aceasta ar fi o predicare fără impact, ar fi o prelegere. Deci cred, aș rezuma discuția noastră la 3-4 puncte. Cred că Duhul Sfânt are un rol esențial în pregătirea predicatorului, de la chemare, înzestrare, dezvoltare personală de-a lungul anilor, experiențe și așa mai departe. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu are un loc, are un rol primordial în pregătirea predicatorului. Apoi are un rol important în pregătirea predicilor. Atunci când predicăm, noi recunoaștem că înainte de a expune cuvântul lui Dumnezeu este nevoie de o perioadă serioasă de pregătire, și aceasta presupune studiul Scripturii, un studiu exegetic al Scripturii, implică o parte de hermeneutică, aceasta înseamnă interpretarea Scripturii, și trebuie să ne recunoaștem limitările cu toată experiența noastră, cu toată cunoștința noastră. Fără iluminarea Duhului Sfânt, noi nu putem pricepe profunzimile Scripturii. Deci avem nevoie de însoțirea Duhului Sfânt, de iluminarea Duhului Sfânt în tot acest proces de pregătire a predicilor. Cineva a preluat expresia de la Thomas Edison și spunea că pregătirea predicilor impune sau presupune 99% transpirație, muncă de studiu, și apoi 1% inspirație. Nu sunt întru totul de acord cu zigala aceasta, deoarece aș spune că și în partea de transpirație avem nevoie de inspirația Duhului Sfânt, de iluminarea Lui în înțelegerea Scripturii. Este Cel care a inspirat Scriptura, deci avem nevoie de El în ajutarea înțelegerii Scripturii.
Și aici sunt un pastor la nivelul meu care promovez predicarea expozițională. Deseori, cel puțin în ultimii ani, când îmi pregătesc mesajele, până în faza finală, mă tot întreb în tot acest proces dacă sunt fidel intenției autorului. Dacă autorul Scripturii, să presupunem că predic din scrierile lui Pavel, chiar acum în perioada aceasta suntem într-o serie din 1 Petru, mă întreb, oare chiar așa a vrut să spună Petru? Chiar așa asta a intenționat? Sau Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care l-a inspirat pe Petru? Sau mă folosesc de acel manuscris, de acea porțiune din text să-mi susțin propriile mele idei? În momentul acela eu neglijez lucrarea Duhului Sfânt sau îl dau la o parte, îmi susțin propriile mele idei și abuzez Scriptura. Dar dacă lăsăm Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne ajute să deslușim înțelesul Scripturii și să fim fideli ideii autorului, atunci sigur este lucrarea Duhului Sfânt în noi. După pregătire urmează partea de expunere sau predicarea predicii, da? Și în aceasta avem nevoie 100% de ungerea Duhului Sfânt. Este un limbaj așa religios pe care l-auzim folosit în diferite grupări religioase sau creștine, mai bine spus. Cred în ea înseamnă faptul că Duhul Sfânt a preluat controlul. Depind în totalitate de el, nu doar în procesul de pregătire a mesajelor, dar și în procesul de expunere. Și chiar asta e parte din rugăciunea mea înainte de orice predică. Doamne, mi-am făcut munca, am lucrat, sârguincios, acum preia Tu controlul și dacă e ceva în timpul expunerii pe care Tu nu vrei să-l folosești din ceea ce am pregătit, oprește-m. Și se întâmplă. Se întâmplă ca de cele mai multe ori multe lucruri pe care eu le-am pregătit în timpul predicii să fiu călăuzit să nu le mai expun. Foarte rar să adaug, pentru că e important să depindem de Duhul Sfânt în procesul pregătirii și atunci El ne-a inspirat suficient. Dar ținem seama de context, de feedback, de modul în care oamenii răspund. Deci, în limbaj așa de specialitate, iarăși împrumutat de la alți mentori de-ai noștri, partea de pregătire este numită mecanica predicării, partea aceasta în care îl implicăm pe Duhul Sfânt, dincolo de pregătirea homiletică și așa mai departe, e nevoie de dinamica predicării, când ne lăsăm efectiv controlați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, când El vorbește prin noi. Apoi, aș mai întări și faptul că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu are rol în pregătirea audienței. Deci pregătirea mesajelor, pregătirea predicatorului, pregătirea predicilor, expunerea sau predicarea predicilor, dar și pregătirea audienței. Duhul Sfânt e acolo la lucru în viața oamenilor și impactul pe care cuvântul lui Dumnezeu îl are ține nu de elocvența prezentării mele, cât de lucrarea și puterea Duhului Sfânt în ei, la lucru în ei. Am putea să vorbim și despre faptul că pregătire, prezentare, dar Duhul Sfânt este și Cel care continuă lucrarea și post-predică. Așa este. Am putea să vorbim și în sensul acesta, cred că. Absolut. Când vestim cuvântul lui Dumnezeu, știm că este un cuvânt lucrător care are putere în sine și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu se folosește de puterea cuvântului în vederea transformării omului sau ascultătorului. Iarăși, legat de predicare, sunt atât de multe lucruri de spus, încercăm să condensăm. Noi predicăm în vederea transformării naturii umane, nu în vederea informării. Noi nu oferim doar informație, ci țintim spre transformarea caracterului oamenilor. Iar acolo este Duhul Sfânt care lucrează prin cuvânt. Este un proces complex care este susținut în Scriptură de pasajele din Sfânta Scriptură, că Duhul Sfânt nu trebuie plasat doar în momentul prezentării mesajului, așa cum unii tind să susțină acolo
acolo este lucrarea Duhului Sfânt în mod exclusiv, ea se va întâmpla acolo și poate post-predică, ci ai adus în discuție faptul că Duhul Sfânt este cel care lucrează înainte de expunerea unui mesaj și partea aceea din pregătire nu este lipsită de călăuzirea Duhului Sfânt, de direcția pe care o dă El în relație cu cercetarea Cuvântului Lui Dumnezeu. De aceea mi se pare important aceste lucruri, mai ales și pentru cei care nu predică. Unii văd predicarea doar așa, un moment de inspirație care se întâmplă sub inspirația Duhului Sfânt în, chiar în timpul în care predica este expusă. Dar, cum ai prezentat, este un proces mult mai complex. Ce ar fi să vorbim puțin și despre relația dintre Duhul Sfânt în ce privește biserica și în domeniul creșterii bisericii? Ce rol are Duhul Sfânt aici? În ce privește creșterea bisericii, poate un subiect care îi interesează pe mulți, ce fac ca biserica mea să crească. Desigur, e un subiect important și lucrul acesta. Aș încerca să leg, mai aveam o idee pe care doream să o expun și o trec la punctul acesta. Atât în timpul predicării, cât și în timpul unui studiu biblic și alte activități în viața bisericii, a închinării, de exemplu, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu face simțită prezența lui Dumnezeu, facilitează prezența lui Dumnezeu între credincioși. Este interesant cum oamenii răspund în mod diferit, atât în timpul unei închinări prin cântare, unui moment de rugăciune sau prin predicare. Mai devreme voiam să leg de predicare, dar este mult mai amplu. Și anume spun, cu adevărat a fost prezența lui Dumnezeu, m-a atins Dumnezeu, mi-a vorbit Dumnezeu. Cine face ca lucrul acesta să fie greu de spus palpabil, în ghilimele, simțit? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Aici aș vrea totuși să nu alunecăm în latura accentuării simțămintelor. Vreau să simt prezența lui Dumnezeu. Deci nu pompez în direcția aceea, dar vreau doar să întăresc faptul că Duhul Sfânt face simțită prezența lui Dumnezeu, manifestarea prezenței lui. Acum, în ce privește rolul Duhului Sfânt în creșterea bisericii, iarăși sunt multiple domenii în care Duhul Sfânt contribuie în mod direct la creșterea bisericii. Dacă El este Cel care dă viața și puterea bisericii, automat El direcționează și creșterea. Aș vrea să mă refer la câteva pasaje din Scriptură, dacă se poate. De exemplu, cel din Ioan 14, un lucru care vă mărturisesc, l-am perceput, l-am înțeles și eu mai recent, deși predic Evanghelia de peste 25 de ani, deja nu-mi vine să cred, privind în urmă. Înainte ca Domnul Iisus Hristos în Ioan 14 să vorbească în mod explicit despre venirea Duhului Sfânt, a Mângâietorului, a rolului pe care acesta îl va avea, El își începe discursul pregătindu-și ucenicii vis-a-vis de plecarea sa. Și în Ioan 14:3 spune: și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Apoi are acea discuție interesantă cu Toma, dar galopăm în partea a doua a pasajului, a capitolului, și de la versetul 20 spune: în ziua aceea, după ce se va coborî Duhul Sfânt, da, în ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu, că voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Deci, legătura pe care n-am făcut-o decât până recent este aceea cum Domnul Iisus Hristos, după lucrarea de ispășire la cruce și victoria asupra morții și asupra păcatului prin înviere, spune: eu mă duc la Tatăl, mă duc în cer, ca acolo să vă pregătesc un loc. Și când se referă la un loc și pregătirea acelui loc, nu se referă la faptul că va pune mâna pe mistrie și ciocan și va zidi din nou, va rezidi cerul pentru noi și cămăruțe și case și așa mai departe, ci se referă în primul rând la lucrarea pe care avea să o facă la cruce și la faptul că va face ca cerul, ca
acel loc al locuinței lui Dumnezeu să fie adecvat pentru noi. Va face din cer casa noastră, că va pregăti momentul acela în care vom fi bine primiți, se va ocupa de ospitalitate. Dar în timp ce el, înălțat fiind, va face lucrarea aceasta, va trimite Duhul Sfânt, care va pregăti pe pământ și va pregăti în inimile oamenilor și va pregăti biserica pentru prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Da? Deci, în vederea creșterii, spune Domnul Iisus, eu voi pleca și este de folos pentru voi ca eu să plec, vă voi trimite Mângâietorul, dar în ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl și că sunt în voi. El va pregăti pentru noi, Tată, Fiu și Duh Sfânt, ca să fiți o gazdă bună pentru noi. Și acum venim la un subiect care este mai cunoscut printre creștini și uneori disputat. Ne referim la umplerea cu Duhul Sfânt. În vederea creșterii bisericii, Duhul Sfânt umple credincioșii cu sine și umple biserica de sine. Umplerea cu Duhul Sfânt nu trebuie văzută doar în termen personal sau individual, ci și din punct de vedere corporativ, ca și biserică. Și aici, de multe ori, sunt scăpări și interpretări diferite. Foarte mulți văd această umplere a Duhului Sfânt în termenii cantității. Mai devreme am băut apă din acest pahar și fac referire la faptul că Duhul Sfânt ar fi o cantitate care poate veni în mine pe sfert, pe jumate, pe trei sferturi și tot cerem să fim umpluți, să mai toarne Duhul lui Dumnezeu în noi. Noi vedem umplerea cu Duhul Sfânt în termenii relației, și anume nu cât am eu din Duhul Sfânt, ci cât are El din mine. Da? Iar în vederea creșterii bisericii, biserica trebuie să fie umplută cu Duhul Sfânt. Adică Duhul Sfânt are libertate maximă de acțiune, atât în viața mea privată, cât și în viața bisericii. Și lucrul acesta se vede în manifestările sale. Apoi citim în Scriptură, în Galateni 5:22, tot în vederea creșterii bisericii, Duhul Sfânt rodește, da? Rodește în noi. Și avem cele 9 roade ale Duhului Sfânt: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor. Interesant de observat, pe scurt, că acestea sunt majoritatea exprimate în termenii relațiilor. Prin această rodire, Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, lucrează în noi un caracter asemenea lui Hristos, lucrează în mine sfințire, o sfințire continuă, imprimă în mine și imprimă în biserică chipul Domnului Iisus Hristos. Rolul roadei Duhului Sfânt este să devenim, da? Să ajungem asemenea staturii Domnului Iisus Hristos. Apoi, tot în vederea creșterii bisericii, Duhul Sfânt dă daruri. Și citim în Roman 12, 1 Corinteni 12, că Duhul Sfânt dă daruri după cum voiește. Noi nu trebuie să insistăm, să-i strângem mâna la spate, să stăruim să ne dea un anumit dar, pentru că foarte clar ne se spune că El voiește, da? O persoană, El cunoaște nevoile bisericii, El cunoaște direcția pe care vrea să o dea bisericii, El cunoaște modul în care trebuie să creștem, să ne dezvoltăm ca și biserică, și în funcție de aceasta dă daruri oamenilor în vederea slujirii. Nu sunt pentru noi, nu sunt pentru a ne înălța pe noi înșine, ci pentru a zidi și a hrăni biserica, pentru a face ca biserica să crească. Apoi citim în Scriptură că asistă în închinarea noastră, în închinarea bisericii. Eu cred că nu ne putem închina autentic și corect fără asistența sau mijlocirea Duhului Sfânt. În Ioan 4, Domnul Iisus vorbește despre ce înseamnă închinarea adevărată, în Duh și adevăr. Spuneam la începuturi că rolul Duhului Sfânt, unul dintre ele, este acela de a-L înălța și a-L glorifica pe Hristos. Deci în biserică, o biserică matură, o biserică plină de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, este biserica care îl înalță pe Hristos în mijlocul ei. Citim în Romani 8 faptul că Duhul Sfânt ne ajută în rugăciunile noastre.
Și e important de înțeles că aceasta face parte tot din închinarea bisericii. Deci fără mijlocirea, fără intervenția directă a Duhului Sfânt, inclusiv rugăciunile noastre nu au impact și nu sunt eficiente. De aceea, când vorbim despre creșterea bisericii, rugăciunea joacă un rol extraordinar de important și noi punem preț pe ea. Dar noi ne rugăm corect și eficient datorită ajutorului Duhului Sfânt în viața noastră. Și dacă îmi permiteți să dau o scurtă ilustrație sau un exemplu, când am venit în Anglia primul an de zile, un an și ceva, de altfel a trebuit să lucrez, am lucrat mai mulți ani, dar un an de zile am lucrat cu persoane care aveau sindromul Down. Pentru prima dată în viața mea a trebuit să lucrez în mod direct 2 zile pe săptămână. Și unul dintre ei se numea Jonathan, avea în jur de 45 de ani atunci. Mergeam la el acasă, luam și aveam diferite activități în timpul zilei. Ei, un băiat foarte simpatic, dar când era vorba de exprimare, foarte greu. Deci bolborosea niște cuvinte, nu înțelegeam absolut nimic din ce spune. Dar am fost marcat de ideea să văd că în timp ce mergeam la el acasă sau după ce îl duceam înapoi, părinții lui îl înțelegeau foarte bine. Iar după un an de lucru cu el, aproape că am ajuns să-l înțeleg la fel de bine ca și părinții lui. Ceea ce părea de neînțeles la început pentru mine și de neînțeles pentru alții, datorită relației acestea pe care am dezvoltat-o, am ajuns să-i cunosc limbajul. Asta face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în rugăciunile noastre. Traduce pentru noi Tatălui, intervine pentru noi, lucrează în a facilita această comunicare cu Tatăl. De asemenea, citim în Efeseni, capitolul 4, faptul că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu lucrează unitate în biserică și noi suntem chemați să păstrăm unitatea sau unirea Duhului în diversitate. Noi nu o putem produce, dar o putem păstra. În vederea creșterii bisericii e nevoie de unitate, este nevoie de armonie, de înțelegere bună. Și când spunem unitate, noi nu ne referim la uniformitate, da? În diferențele dintre noi e nevoie să experimentăm uniune la nivelul de scop, să zicem, tragem în aceeași direcție în ce privește fundamentul nostru, suntem în Hristos, El produce unitate, Duhul Sfânt. În privința misiunii bisericii, pentru că biserica nu poate să crească, să se dezvolte, vorbim aici nu doar la nivel local, ci inclusiv global, fără misiune, fără a ieși în afară. Citim în Fapte 16 că în timp ce se rugau, da? Atenție, în timp ce se rugau, biserica din Antiohia au primit călăuzire de la Duhul Sfânt să-l pună deoparte pe Pavel și pe Barnaba pentru misiune. Cu siguranță creșterea este atât calitativă cât și cantitativă și apreciez faptul că am vorbit despre creșterea calitativă, care și nu am accentuat doar latura cantitativă, pentru că cei mai mulți alunecă spre bun, cum ajută Duhul Sfânt, sau mai mulți credincioși, mai multe numere în lista mea de membri. Mai avem foarte puțin câteva minute că până să încheiem această emisiune și aș vrea să ne uităm puțin și la modul în care se traduce această lucrare a Duhului Sfânt în biserică, în viața unui slujitor și aș vrea să te întreb cum ai înțelegi această lucrare a Duhului Sfânt în viața personală atunci când ai început și continuat lucrarea de plantare a bisericii Emmaus din Birmingham. Aș rezuma doar la câteva lucruri. Ar fi mult mai complexă discuția și foarte personală, dar aș pleca de la modul în care Duhul Sfânt m-a ajutat să percep chemarea și priceperea viziunii pe care mi-a dat-o. Eram în Constanța spre finalul anului 2011, când deodată, așa, parcă nu-ți mai găsești locul, chiar într-o lucrare în care ești apreciat, ai relații faine,
ai impact, Dumnezeu te folosește și oamenii te doresc, în care te simți bine din punct de vedere uman, dar la un moment dat simți că Dumnezeu încearcă să încheie un anumit capitol din viața ta. Și a fost un proces de aproximativ 3 luni de zile în care Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, nu altfel, s-a folosit de oameni, de discuții cu oameni, nu are rost să intrăm în detalii, cunoașteți câteva, dar în interacțiunea cu acei oameni, Dumnezeu mi-a vorbit, Dumnezeu m-a îndrumat, m-a călăuzit și m-a ajutat să percep o nouă chemare și o nouă viziune, aceea de a veni aici în UK și a porni o biserică de la zero. Odată ajuns aici, de fapt am venit mai întâi doar pentru 3 zile să văd orașul, să iau pulsul. Nu știam în ce zonă din oraș mă voi așeza, nu cunoșteam foarte multe detalii, a trebuit să luăm totul de la capăt. Pot să spun 100%, Duhul Sfânt a fost implicat. Eu mi-am făcut partea mea, am cercetat, m-am uitat pe hărți, am citit tot felul de statistici, dar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu m-a călăuzit în luarea fiecarei decizii în parte, inclusiv în stabilirea locației geografice. Iarăși o poveste lungă în care nu vreau să intru și nu avem timp, dar cum am găduit să... Avem 5 minute. Cazată, 5 mai minute? Avem 5 minute, mă, da, nu-i problemă. Cum am găduit să fiu cazat de un alt misionar care planta biserica de la zero în zona aceasta. Așadar, pot spune cu precizie faptul că inclusiv zona din orașul Birmingham, unde m-am așezat ulterior, unde am pornit lucrarea, a fost rezultatul călăuzirii lui Dumnezeu și intervenției lui, dar s-a folosit de oameni, s-a folosit de circumstanțe și de anumite lucruri pe care eu, chiar dacă le-am planificat într-un fel, au fost uși închise. Da, am venit, am pornit de la zero și am fost dependenți de lucrarea Duhului Sfânt în absolut fiecare detaliu al bisericii. Dar la un moment dat Dumnezeu a lărgit viziunea și deși am venit prima oară și am spus vreau să pornesc o biserică, da? Una, în Birmingham, focalizată pe români. La doar un an și jumătate, maxim doi, Dumnezeu a lărgit orizontul viziunii și am văzut nevoia, cel puțin în nord, de Birmingham spre Scoția. Nu erau biserici evanghelice deloc printre români. Am interacționat cu oameni și au zis, vino aici, vino aici, e nevoie de voi, e nevoie să pornim biserici. Și am stat în fața bisericii atunci, eram o mânuță de oameni când am zis, Dumnezeu ne cheamă să pornim 10 noi biserici, să plantăm 10 noi biserici până în 2020, am spus noi. Habar n-aveam eu atunci că în 2020 vom avea pandemie, că n-am fi putut să o facem. Și, da? Deci sunt lucruri publice afirmate, sunt pe internet. Descoperirea aceasta nu e o profeție, dar a fost prin Duhul Sfânt. Inclusiv când vorbim de anumiți termeni concreți. Iarăși, din punct de vedere uman, am zis începem cu cei mai de aproape. Dau exemplu un orășel numit Coventry. Era la îndemână de noi. Aveam intenția, am afirmat-o, dar Dumnezeu a făcut printr-o serie de circunstanțe, oameni, schimbări, să pornim într-o cu tot o altă ordine și am pornit de la distanță spre aproape. N-a fost parte din strategia noastră inițială, dar am înțeles că a fost benefică. Cei de aproape puteau să călătorească aici local, în Birmingham. Deci Duhul Sfânt s-a folosit de circumstanțe, de oameni, de comunitatea care a luat ființă aici, prin modul în care a adus oameni în diversitatea lor. Cum spuneam mai devreme, el este implicat în aducerea lor ca membri. Nu e o întâmplare că vine un om și devine membru bisericii. Noi credem că Duhul Sfânt e acolo, mână, dirigează lucrurile. Și interesant cum suveranitatea lui Dumnezeu se suprapune și lucrează, conlucrează cu libertatea noastră de a lua decizii. Și n-aș putea, adică nu întăresc foarte mult, nu am timp să expun foarte mult, dar lucrează Dumnezeu la nivel personal. N-aș vrea să evit lucrul acesta la nivelul inimii, aducând convingeri. Uneori îți poate pune pe inimă o pasiune deosebită, alteori o povară. Ai efectiv o povară văzând o nevoie, așa cum a avut-o Neemia. Nu te durea de un oraș, nu te durea de un grup de oameni, dar deodată ai o povară în suflet, arzi, te mistuie situația aceea. Dumnezeu lucrează la nivelul convingerii inimii noastre.
pot să spun că deodată, după un anumit timp, am început să-mi pese de alte grupări de oameni. Am venit convins că voi face lucrarea doar pentru români, dar am văzut alte națiuni care au nevoie de Hristos. O să aminte ce înseamnă noua marea trimitere, ce înseamnă să mergi și să împărtășești Evanghelia și să faci ucenici din toate națiunile. A avut o altă rezonanță în inima mea acest cuvânt, fiind aici printre ei. Mă rezum aici pentru că timpul zboară, dar a fost un cumul de experiențe personale, circumstanțe, relații, cuvânt prin care Dumnezeu sau Duhul Sfânt al lui Dumnezeu m-a călăuzit în această lucrare de plantare de biserică. Mulțumim mult pentru, inclusiv pentru această ultimă parte. Totul a fost foarte interesant și ziditor pentru noi, toți cei care am ascultat, am interacționat cu această temă. Și dăm slavă Domnului pentru modul în care El a lucrat acolo în biserica voastră, modul în care v-a călăuzit și mulțumim mult pentru că în seara aceasta ai fost cu noi și vrem ca Domnul să vă dea în continuare acea deschidere față de cei care nu îl cunosc pe Hristos acolo și sub împuternicirea și călăuzirea Duhului Sfânt să puteți să duceți mesajul despre Domnul nostru Iisus Hristos. Dumneavoastră, celor care în seara aceasta ne-ați urmărit, vă mulțumim pentru că ați fost cu noi și vreau să vă aduc aminte că biserica nu este doar o comunitate umană care trăiește astăzi cu anumite convingeri religioasă. Biserica este mai mult decât o comunitate cu o doctrină, cu un set de convingeri. Biserica este sub călăuzirea Duhului Sfânt, trăiește astăzi în prezent, călăuzită fiind de Cel care ne-a fost dat, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Deci ea, mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta și invitația noastră este ca toți să ne lăsăm călăuzit de Duhul Sfânt și în biserica Lui să slujim în așa fel încât Hristos Domnul să fie înălțat și Evanghelia lui Dumnezeu să fie cunoscută în lume. Vă doresc o seară bună, la revedere!